În pescuitul lansat, ultimii ani au fost marcați de folosirea monturii elicopter. Nevoia de distanță, faptul că mai multe lacuri au substrat preponderent mâlos și faptul că ansamblul unei monturi elicopter este ușor de realizat, au făcut ca acest tip de prezentare să fie tot mai des întâlnită. Dacă vrem ca montura elicopter să funcționeze corect, trebuie să ținem cont de câteva aspecte. Unul dintre ele, poate chiar cel mai important, este tipul de material cu care legăm cârligul. Pescarii au încercat diferite materiale ca să poată găsi cea mai bună soluție, iar cea mai bună soluție este un fir relativ rigid. Nu toate firele rigide sunt însă la fel de bune. În urma testelor, mulți pescari consideră că materialul cel mai eficient, atât pentru a evita încurcarea monturii, cât și pentru a avea un procentaj ridicat de trăsături și de pești puși pe saltea, este fluorocarbonul. Sunt multe firme care produc fire de forfac din fluorocarbon. Ca și nylonul, unele tipuri de fluorocarbon sunt mai bune decât altele. Aspectele care ne interesează sunt rezistența la șoc și ceea ce am putea numi rezistența la încrețire. Am observat că există fire de fluorocarbon la care același diametru prezintă o rezistență apropiată, aproape identică, dar în momentul în care se încrețesc apar diferențe considerabile. Un alt aspect important este rigiditatea firului. Personal prefer un fluorocarbon rigid. Să nu facem confuzia însă cu monofilamentele de nylon rigide, care sunt un alt tip de fir de forfac cu alți parametri. Monofilamentele de nylon rigide sunt cele mai rigide fire pe care le putem folosi pentru monturi de crab. Prin comparație, firele de fluorocarbon sunt mai puțin rigide, dar sunt suficient de rigide pentru ceea ce ne interesează și se pretează mai bine pentru anumite monturi. Alt aspect care contează pentru eficiența monturii este grosimea firului. Din teste, am ajuns la concluzia că diametrele optime pentru un fir de forfac de fluorocarbon sunt de 0,30 pentru pescuitul pe apă rece și 0,35 pentru pescuitul în restul anului. Uneori folosesc 0,35 chiar și primăvara. Numărul de trăsături s-ar putea să fie mai mic, dar am șanse mai mari să scot peștele.
Fiul de fluorocarbon pe care îl folosesc pentru Forfac este Carb Spirit Optimax de 0,35. Este un model premium la nivelul parametrilor pe care i-am discutat, cu un raport calitate-preț foarte bun. Trebuie precizat că monturile cu fluorocarbon dau randament și în funcție de tipul cârligului. Așa cum fiecare tip de fir de Forfac are cea mai bună mecanică în raport cu un anumit cârlig, la fel se întâmplă și în cazul fluorocarbonului. La monturile cu fluorocarbon, e bine să folosim cârlige concepute special pentru monturi rigide, cu nylon sau fluorocarbon, cum este Carb Spirit SRC. Un alt detaliu important este lungimea forfacului. De obicei, folosesc forfacuri de maxim 15 cm, dar nu e o regulă. Am avut și partii de unde am prins mai bine cu forfacuri de minim 20 de cm. La un forfac de maxim 15 cm, însă, mecanica monturii este probabil cea mai eficientă, iar montura nu se încurcă decât foarte rar. În concluzie, fluorocarbonul este un tip de forfac foarte util în pescuitul lansat. Dacă îl combinăm cu montura elicopter, avem soluția cea mai bună pentru pescuitul la distanțe extreme.